Salut la toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 22 carieră cu FCSB Steaua. Astăzi vom juca primele meciuri sau primul meci, nu m-am uitat cine are meci în fine. Și vom mai aduce un jucător. Și acela, bineînțeles, vrea să fie un fundaș, dar nu prea găsesc un fundaș. Să fie și cât de cât rapid și, na, mai greu un pic. Oricum, vine meciul cu FC Botoșani. Ok. Am făcut și conferința de presă. Cine e primul meci care este cu FC Botoșani? Ok, cu Botoșani, apoi cu Craiova. Ok. Și apoi după ce avem... Opa, ups. Ce avem cu Craiova, e cu Uta, Gaz. Rapido, ok. Atunci voi juca cu Craiova și vom simula primul meci, adică acesta cu FC Botoșani. Cea echipa... A, da, pe Moruțan încă n-am pus să-l dau, a zis și episodul trecut. A, să-l pun aici pe Vinicius. Ok, cam asta e echipa. Rezerve bune. Nu prea, hai să CS. Oh, pierdut! Peter, cred, ne-a două goluri. Fuh! Și la noi a marcat Haruț. No, stați un pic, că nu e bine. No, nu e bine deloc, trebuie să schimba ceva, e clar. S-a dus Mușii. Da, dar nu știu ce fundaș central se ala, să fie și rapid. Așa. Nu știu, suntem cea mai putea rău. Român, ce găsim. Nu aici, scurte. Un pic. E. Ce vrei așa? Ce-i găsim, că nu știu. Cosmin Achim. De asta. Nu așa. Burcă, Pălașa, Kindriș, Ciobotariu. Deci nimic am ar fi și cât de cât rapid. Del ciao. Che tosca. Poate reveni. Cizuru.
Hai să vedem, nu știu, polonez, ce ai găsit. Nu știu, mai încerc să mă uit așa la... Da, am pus că la polonești de ăștia, aparna. Ok. Da, mai și la simulate. Extract, onestem, de la... Nu știu, pe asta. Luton Town. 350.000 pentru Straton, o e o sumă rea. Hai că acceptăm. Ok. Asta n-au terminat de scăutuit. Cuvântul meu. Așa ceva. Ce am mai primit? Ia să 425.000. Nu, nici asta cine știe cât de rapid. Avem meci cu Craiova, suntem echipa. Harunț, Crețu, Târnovan, trebuie să-l vând pe ăsta. Cam atâta. Asta e primul meci. Mateiu. Opportunity. Oh, ciu. So unlucky not to take the lead there. Mai rea că până și Budi și Chesheru The cross treaba played over bine. and work to do defensively. Well, they couldn't take advantage of the opportunity. Can they create something from here? Come on. Opportunity to take the Come lead. on! Marcăm primul gol din acest meci. Well, just look at his strength. Can't argue with that little move. Oh, ce frumos! Aici! Vlad! Ce faci așa în față? Hai să dăm și de Florinel. Well, they're so unlucky not to be level now. It was a great effort. You just wonder if they're going to regret that. Olaru. Și Darius. Pasă la Tănase. Tănase! Transversală. Foarte. Crețu. Popescu! Oh! Ce frumos! Ce coman! Ovidiu Pop. Well, the hosts have had so much of the ball in the last 15 minutes, and their passing patterns have. Oh, wait a minute! They could be in. Olaru! Unfortunately for him, ce ratare! He just never looked convincing as he went through there. Ce ratare mare al lui Olaru! Este ofos. Gigi ofos. Options in the middle. That's an effective cross. Vlad! Ce greșeală! College. It looks promising. Well, that's really sound goalkeeping, not letting Andrei, Vlad! Păi... Ce frumos deschice de la Craiova aici! O foto! Aștepta prea mult. And intercepts again.
Piliaceli cu emoții. Și este gol! Ce gol marchează Steaua, Octavian Popescu. Face 2-0 cu o greșeală mare, 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 mare. Nu se schice aici. Bun, avem 2-0 la pauză. No, și-o lasă de dribble, a success rate. Oh, și-i 26, bine, bă, ăsta și-i, ok, gata. Chance to run at them. Oh, nice ball over the top to Chase. Nice ball. Must be. Must. Brilliant piece of finishing. Magnificent goal. What happened? Pic, nu știu de ce nu mai atacă așa bine. Half an hour remaining then. Și Olaru. Coma, nu! Ce ratare a lui. It's time to play it over. Crossed accurately towards the Vlad. Dar și câștigăm primul meci. Vai de cale, deci cu super, super mare emoții, pentru că în ultima jumătate, adică în repriza a doua, n-am jucat absolut, dar absolut nimic, adică nimic aproape, adică nici chiar nimic, dar ne-a lăsat dominat super mult de Craiova. Care au și marcat, mai zi de ce. Hai, sorry, can we just grab a moment of your time? No further questions. Ok, câștigăm primul match, suntem pe locul 7, abia încă n-am intrat în play-off. Dar este vreme destul. Târnovanul dau. Acum nu mai dau și pe Târnovanul, că nu mai am alți portari. Straton l-am vândut. Ce s-a dat, nu știu ce doamne, ăsta ce nu? Scouterul ăsta ce te face? Am sfârșit, termina și asta. Scoutuit. Bun, hai să vedem. Opa, aici. Transfer hub. Am văzut și aici, mai slab, nu ne mai trebuie. Toșca are 71 acceleration, 70 sprint speed, nu-i rău. Are și fața în joc, mișto. Bend, n-are ce ăsta, este 50 pace. Bracici, 61, nu e 3. Asta ce ăsta, 70 cu 72. Ok. 6, 1, 170. Și mai e unul? Nu. Toșca, ești 5-11 numai. Are 71 cu 70, tu ai 70 cu 72, chiar asta Holovina, mai rău, dar Toșca are 70 până la urmă. Hai să încercăm 1,5 milioane ăsta, hai că luăm pe amândoi dacă putem. Începem cu Toșca, că el poate juca și cu Barcelona în caz, deci așa că să-l dau, să încerc să acum schimb, să-l dau pe Radunovic la schimb. No. Player swap,
meciul, da, pe Radulovic. Mai dau 300 de bani. A, pe Markovic, ce fiare mea, nu știu. Vinicius. Și nu dau iată 5500 de bani. O, ba. Bă, dar mai puțin, bă, n-am atâția bani. Da, să vă stup, bă, bă, ce tu crezi? Accepta la 1 milion. 1 milion de euro și Vinicius pentru Alin Toșca. Ce să-i dăm? Să negociem cu el. Și anunță marea revenire la Steaua. Alin Toșca revine după câțiva ani. Numai 2 ani. Super, m-a dus și al doilea jucător de la Steaua și acum să văd câți bani mai avem. Să vedem, am tranzacții, buget. O, oh, am ceva, noi am 5 milioane de euro și vreo 60.000 de wage buget. Mai rău. Și cu match tichetsurile 5.588 de oameni au fost, adică mai prind 208.000. Nimeni a mai zis ceva short-uri de tricouri. Ola, Rumoruțan, Haruț, ok. Am plătit la stadion. Jucători, pe aduce 156. Da. A, dacă tu să ne ceai să încerc să-l mai încerc să-i dau la Moruțan cu XL, că nu are. Da, practic n-am voie să-l țin, că nu mai e. La noi, Olimpiu, release. Nu pot, nu. Ah, că n-am, asta e. O să lăsăm rezervă și asta e atunci. Mă, aș primit oferte de pentru Moruțan, dar n-avem voie să luăm bani pe el. Mă, atunci am zis că am vrea să-l aduc și pe alt fundaș polonez, nu știu cum îl cheamă. Ia să vedem aici unde-i. Stai să-l poate juca. Trebuie să poată juca și Toșca, da. Jucam cu Toșca, Cristia, Haruț, Crețu, Vlad în poartă, cu Aida, acolo și cu Șut, Markovic, pardon, uitați, așa. Ok. Asta ar fi echipa. Hai să vedem ce iese. Nu cred, n-am dat cu X-in. Ah. Ce greșeală am făcut, în fine. And the game. Jump to result. Ok, am știat 2-0. Foarte, foarte bine.
A marcat Olaru și Tănase în ultimul minut, dar s-a accidentat Cristea. Văd că asta nu e un lucru tare bun, din păcate. E un lucru chiar deloc bun. Dar măcar a urcat pe locul 5, azi de cât stă Cristea pe bancă, sper că nu mult. Ok, 3 săptămâni, nu e așa mult. Dă-i măștia beții. Da, tot antrenează. Hai, asta se mangă la 94. Noul în pape, ce să mai? Atunci hai că l-aduc și pe celălalt. Ben, areți asta oricum, zic, oi, oi, 10 milioane. Tu nu ești așa scump, 1 milion și ceva. E bine, chiar e bine. Rare swaps, dacă pot să dau pe Radulovic. Dacă acceptă, așa, și încă 300.000. A acceptat din prima. Ho-ho! Perfect, atunci ce să mai... Numai bine. Super, super bine atunci. Ce să-i dau la rotation? Pe 5 ani dacă are. Fără clauză de reziliere. Ok, nici nu vrea să dau. Super, am mai dus încă un jucător, asta nu e rău. Da, nu-l mai dau. Mamă, cine-l vrea pe Târnovan? Hunter's Fire, da. Da, nu-l dau, dacă nu mai am un portar. L-am vândut pe Straton. Ce să fac, aia e. Mai pentru Târnovan. Mamă, Lechia Varșovia. Pe 2 ani. Da, totuși la Lechia și dacă ar juca, fi bine. Hank, da. Am trebuit să mai căutăm și un portar, dar nu e așa greu. Facem dacă nu de la Miu, cât să fie acolo. Ia să vedem ce face. Aia suntem. Și jucăm și meciul ăsta cu gază. S-a fixat problema. Cristea e accidentat, nu-i nimica. Unde ești? Holovina. Nu, niciun Holovina, că e Holonia. Ok. Haruț, Toșca. Loc de wide, o să-l bag pe Adi Shoot. Panțărul joacă și legi rezervă. De fapt să joc fără Haruț, o să vreau să joc cu Șerban. Să îl mai băgăm și pe el. Așa, Haruț rezervă. Popescu, Cordia, Stoica. În loc de Octavian Popescu. Și cam asta e echipa, jucăm cu Markovici vârf. Hai să vedem. Am câștigat sau nu? Nu cred! Cum ne-a bătut Gazmetan? Bă, băiat, Tănase, noi și Markovic, Ciocan, Romeo și Irobiso. Bă, nu pot să cred. Cum, Doamne? Of. Ok. Asta e. Atunci, că asta a fost pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un share și un subscribe, dați un follow pe Insta, pe TikTok și ne vedem data viitoare cu două meciuri destul de grele cu Rapid și CFR. Și uitați, scrieți în secțiunea de comentarii ce jucători să mai aducem, dacă nu, în perioada asta se transferă în perioada următoare. Așa că eu am fost AXB Gaming, până data viitoare!
With the numbers.